L-a lovit cu un obiect ascuțit, apoi l-a lăsat să zacă și a fugit. Vorbim despre un bărbat de 49 de ani din Chișinău, reținut de oamenii legii pentru comiterea unui act de huliganism. Potrivit informațiilor, totul s-ar fi întâmplat acum câteva zile, când suspectul, împreună cu un alt bărbat, după ce au consumat băuturi alcoolice, s-ar fi luat la ceartă. Individul n-a stat mult pe gânduri, a scos un obiect ascuțit și l-a lovit pe bărbat în regiunea abdomenului, lăsându-l să zacă. Victima a fost însă preluată la timp de o echipă de medici care i-a acordat îngrijiri medicale. După mai multe cercetări, polițiștii au reușit să-l identifice și rețină pe individ care a mai comis anterior fapte de acest gen. Acum, dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 7 ani de închisoare.